suntem tandem în frații Bușet din județul Mehedinți. Concurăm în această formulă din anul 2020. Am hotărât în același an să jucăm în tandem. Ne place să jucăm toate etapele, inclusiv de la viteză până la maraton. Cel mai important lucru pentru noi este ca tandem, ca și primul an în tandem, am reușit să facem demifond pui, locul 3 național, care mulțumim domnului Liviu Plăvițu pentru mama puiului, este de la dânsul. Mulțumim domnului Călinu Susan pentru tatăl puiului, care este de la domnul Călin. Am obținut locul 1 as fond pe județ, locul 1 demifond pui, locul 6 demifond pui. Am fost câștigător și la gold, tot cu același porumbel de la locul 1 as fond. Am avut mai multe rezultate cu pui, locul 8, cred, dacă nu mă înșel, am avut locul 8 la as fond cu alt porumbel, locul 4 la crescător pui. Concurăm anual în jur de 40-50 de porumbei în lotul de zbor. La matcă avem în jur de 15 perechi, scoatem undeva la 40-50 de pui. La pui zburăm toate etapele, inclusiv etapa de fond. Acolo noi selectăm toți pui. Porumbei inclusiv de maraton provin de la domnul Cristian Punuc de la Botoșani. Porumbei de maraton cu origini de Sambion. Avem și porumbei de fond care provin de la frații Olaru. Avem porumbei de la domnul Susan Călin. Porumbei care au confirmat la încrescătorilor dinșilor și sperăm că cu porumbeii domnilor o să facem și noi treabă la noi aici în județul Mehedinți. Noi jucăm metoda văduvie, începând de pe 25 februarie în perichem porumbeii, iar cu o săptămână înainte de prima etapă îi văduvim. Porumbeii noștri rămân văduvi până la ultima etapă, îi lăsăm să se mai vadă între ei. O dată la o săptămână îi ducem la antrenament și când vin îi lăsăm să se vadă între ei. 10-15 minute, după apoi îi separăm. Mi se pare o idee bună cu văduvia, pentru că porumbeii se antrenează mult mai bine acasă, iar noi cum nu avem timp să stăm toată ziua, stăm doar o oră dimineața, o oră seara, îi lăsăm la văduvi, îi ducem la antrenament o dată pe săptămână la 70 de kilometri. Odată la 30 km, depinde cum sunt porumbeii și cum vin de la zbor. Ne plac toate etapele din planul de zbor, inclusiv și etapele de 120, de 180, de 300, de 500 și de maraton, de ce nu. Ne-am focalizat mai mult pe etapele de fond. Mi se pare cele mai interesante etape care intră porumbeii în prima zi. Mi se par etapele cele mai bune pentru noi. Porumbeii noștri când vin de la concurs primesc cea mai bună mâncare, iar mâncarea cea mai bună pentru ei le dăm Champions. În funcție de etapă. La noi porumbeii primesc mâncare de 10-15 grame pe porumbel. Noi am învățat și credem că contează foarte mult câtă mâncare primește porumbelul. Porumbelul trebuie să fie sportiv, din ce am învățat și noi, și pe această cale îi mulțumim domnului Călinu Susan că toate lucrurile le știm de la dânsul. Pregătirea porumbeilor îi ducem o dată de două ori pe săptămână la antrenament, în rest îi scoatem la zbor în jurul crescătoriei, o oră dimineața, o oră seara. Îi băgăm la zbor și vedem în funcție de cum vin porumbeii. La sosire le dăm toliamin cu belgasol în apă pentru recuperare. Luni, a doua zi după concurs, dacă au o etapă puțin mai grea, folosim drojdia de bere cu ulei de citiloil. Iar de marți, miercuri încolo, îi scoatem la zbor. Cu puii zburăm toate etapele, câte sunt 10 etape. Mergem cu ei până la ultimul fond, dar nu băgăm toți puii acolo, o să îi selectăm din ei.
Restul rămân, care considerăm că sunt câte doi frați, doi rămân acasă, doi merg la fond. Noi ținem la tuneric, zburăm la natural. Mâncarea o primesc cea mai bună de la Veselaga. Eu consider că vaccinurile de la PUC sunt foarte bune, de aceea și folosim 5 vaccinuri. Folosim vaccinul Columbo Polivacu, primul, la o săptămână după ce înțepăm puii. Facem reapel la 3 săptămâni, apoi facem vaccinul PHA, care ne se pare un vaccin foarte bun. Folosim vaccinul Diftofagul pentru diftovariolă. Și iar ultima oară folosim Paramixo pentru pui înainte cu 2-3 săptămâni înainte de începerea concursului pentru pui. Noi puii abordăm foarte bine pentru că ei vor fi viitorii noștri campioni. Ne place să punem accent mult pe pui, mai ales pe sănătatea lor. Îi tratăm o dată de tricomonoză și o dată de respirație. Mi se pare că sunt cele mai beneficii lucruri pentru pui ca să poată să zboare mult, ca și la maturi, iar la fel maturii primesc odată 2 zile de respirație, 2 zile de tricomonoză în timpul sezonului. În rest nu folosim tratamente antibiotice în timpul sezonului. Încercăm să ne ducem cât mai spre natural cu ei. Matca noastră o tratăm iarna, le facem tratament de tricomonoză, de respirație, de salmoneloză și primesc câte o pastilă Ascapila pentru deparazitare. El este masculul de gold care a ocupat locul Ascund tineret pe județ. El este ocupantul locul 5 la gold pe județ. Masculul a luat și locul 9 Ascund pe țară, Ascund național. El este pasăre care ne-a adus o mare bucurie în crescătorie. Ca origini, masculul este de la tatăl masculului este de la Rusu Dorin din asociația noastră cu columbofilă Mehedinți. Și mama masculului este o femeie de la Cristian Punduc, o femeie are ceva Hermes în spate. Aici vă prezint o femeie care este soră cu locul 3 național de Mifon Pui. Am luat pe mama ei de la domnul Liviu Plăvițu și tatăl la domnul Calinu Susan. Din partea bunicilor de la tată este tatăl masculului este locul 1 azi național, iar mama este porumbița anului în 2018. Iar din partea bunicii, din partea mamei, este de la domnul Liviu Plăvițu, tot din porumbița anului, din prințes. O familie de porumbii foarte frumoși și cu origini foarte bune, care cred că o să zboare bine la noi, în crescătorie. În legătură cu clubul Gold, când am cumpărat eu 5 inele de Gold, fratele meu zicea că ce fac eu cu inele de Gold. Și a zis că încerc și eu. Și ca bucurie am ieșit anul ăsta în 2020 din alea 5 inele, locul 5 la Gold. Iar acum ne-am ambiționat foarte tare și am cumpărat anul 2021 25 de inele de Gold. De fapt, fratele meu s-a ambiționat și a văzut că se poate. Noi credem că clubul Gold este un beneficiu pentru mulți crescători din țară. Premiile Gold sunt o motivare pentru crescătorii din România, din țară. Este un beneficiu în plus.